Salut prieteni, bine ați venit la tutorial.ro. Eu sunt Cristi și de data asta refac un tutorial pe care l-am făcut acum ceva vreme care era referitor la taburile Chrome, da? taburile din Chrome Android. Au luat o formă nouă, au luat o formă nouă taburile astea. În momentul în care intrăm pe ele, vedeți, este în stil grid, așa se numește și grupate. Adică se și grupează unele între altele. Uite aici, de exemplu, în grupul ăsta avem trei file deschise, da? Dacă intrăm în asta tot așa. Și astea încep să se deschidă, depinde cum dăm noi pe link-uri, încep să se deschidă în tot felul de grupuri, de grupulețe, de și ușor ușor poți să pierzi socoteala. Bineînțeles, este o idee bună asta din partea celor de la Google pentru că putem să grupăm taburile într-un singur să grupăm paginile de pe site-uri într-un singur grup, da? de exemplu aici avem grupul videotorial.ro intrăm aici și dacă vrem să mai deschidem un tab ținem apăsat pe hardware și deschide în filă nouă în grup da? și o să rămână tot în grupul ăsta aici da? dar trebuie să aștepți un pic să încarce. Mie nu-mi place sincer toată chestia asta, v-am arătat odată cum se face, cum se revine la vechiul layout. Acum nu mai merge ce am făcut în tutorialul ăsta și trebuie să refacem, da? să mai facem încă ceva, da? până când nu o să mai putem să facem nimic. Dar deocamdată, haideți să ne întoarcem la stilul vechi de taburi, stilul cascadă. Am deschis aici experimente Google. Scrieți foarte frumos în bara de adrese Chrome 2.2 flags. Da? Și trebuie să umblăm la patru setări de aici. Da? Prima setare, se numește Tab Grid Layout. Asta era vechea setare, era singura pe care trebuia să o faci înainte să ai taburile vechi. Se numește Tab da, Grid și după cum vedeți l-am găsit. Acum ce trebuie să facem aici? Să-i dăm Disable, bineînțeles. Mai căutăm încă o dată Tab Group și aici o să apară toate. Da? Tab Groups trebuie să dezactivăm Tab Groups Continuation trebuie să dezactivăm și Tab Groups UI Improvements trebuie să dezactivăm. Disable, Disabled, Disabled. disabled da? Și acum Relaunch. O să relansăm browserul și o să vedeți că nu s-a întâmplat nimic pentru că trebuie să-l oprim. Da? Din recente l-am oprit și acum când o să relansăm o să vedeți că avem Taburile vechi stil cascada, da? așa cum ne plăceau nouă claie peste grămadă aici, pentru că așa ne-am obișnuit și unii dintre noi nu putem să ne obișnuim prea repede cu schimbările astea noi. Da? Tocmai de am refăcut acest tutorial. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!